Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare, drăguții mei, de dragoste pură și dură. O etalare în care vreau să văd dacă persoana la care vă gândiți mai are sentimente și, evident, dacă vă ascunde ceva. Dragii mei, ca de obicei am să spun, este o etalare generală. Luați doar ceea ce vă rezonează. Sper să rezonați cu cât mai multe mesaje sau să găsiți ceva pentru sufletul dumneavoastră. Cei care doriți etalare, aveți aici numărul pe măsuță și mai jos în descrierea acestui video, dragii mei, e-mailul și telefonul pentru situații strict personale și particulare. Drăguții mei, haideți să începem prima oară cu oracolul. Am luat zânele lui Cavendish astăzi ca să vedem care sunt energiile pentru dumneavoastră. Moment în care profit să vă spun bine ați venit pe canalul meu, să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat. Dragii mei, dacă n-ați făcut-o încă, vă rog frumos, e gratis, mă ajutați foarte mult în munca mea. Mulțumesc frumos și celor care mi-au lăsat mesaje, celor care mi-au lăsat gândurile bune, părerile dânșilor despre tot ceea ce doriți dumneavoastră să-mi lăsați, pentru că, dragii mei, citesc tot și îmi cer iertare că nu pot să răspund la fiecare în parte cu un gând bun, dar credeți-mă că citesc absolut toate mesajele și îmi pare rău când văd povești de viață în care eu nu pot să vă ajut mai mult decât cu aceste etalări minunate, pentru că mi-ar place să vă aduc lumină și rezolvare și să nu mai suferiți. Drăguții mei, haideți să vedem deci care sunt energiile pentru astăzi, pentru dumneavoastră, ce ne-a rezervat, iertați-mă, tarotul. Bun, așa, o secundă, începem cu prima energie care a sărit ea singurică. Drăguții mei, treceți printr-o etapă de vindecare și este o etapă de vindecare în care timpul pentru dumneavoastră curge parcă un pic prea repede. Spun asta pentru că foarte mulți aici probabil vă uitați într-o oglindă la dumneavoastră, evident, nu la altcineva, la persoana cea mai frumoasă și dragă din viața ta care ești chiar tu și probabil că vă gândiți, Doamne, când au trecut anii ăștia, Doamne, când am trecut eu prin situațiile astea, cât am îndurat și parcă timpul aleargă cu piciorul și repezi. Eu văd aici că este o etapă în care dumneavoastră, iubiții mei, terminați ceva ca să începeți altceva. Și este ceva care, exact cum e această popușică, v-a înverzit de furie, pentru că eu cred că mulți aici, dragii mei, aveți nevoie de o vindecare profundă. Ați stat și ați suferit probabil energia unor persoane care nu vă mai făceau niciun fel de bine. Persoane la care le-ați deschis sufletul, le-ați deschis ușa, le-ați deschis inima și care au călcat pe ele, da? Deci am senzația clară aici că timpul este în favoarea dumneavoastră, dar la modul la care trebuie să luați repede niște decizii finale, să curățați ce a fost rău, să vă vindecați și, drăguților, să o luați de la capăt. Pentru că noi suntem cei care ne facem propriul destin. Noi ne creăm și ne construim povestea vieții cu fiecare zi care trece. Deci nu renunțați la dumneavoastră, la planurile de viață și, într-adevăr, îmbrățișați această nouă etapă, această situație care vine spre dumneavoastră, această situație nouă. Poate că aici trebuie să o luați de la capăt cu ceva și, evident, să întoarceți clepsidra timpului, exact cum este în această fotografie, în favoarea dumneavoastră. Dragii mei, deci nu mai pierdeți timpul și ocupați-vă de sufletele dumneavoastră înainte de ceilalți, pentru că aveți nevoie aici să începeți ceva minunat și nou în perioada următoare. Ca și număr 45. Mergem mai departe și vedem aici o persoană care are un măr în mână. Mie mi inspiră foarte mult povestea albe ca zăpada, dragii mei. Este acea fetiță, acel suflet pur, care nu mai are speranță, ca și cum singurul lucru viu din viața ei sau din mâinile ei este acest măr roșu foarte frumos. Dar roșu, dragii mei, înseamnă viață. După cum vedeți, în spatele acestui personaj sunt copăcei uscați și are o față foarte tristă. Drăguților, nu renunțați la această speranță, pentru că astăzi, dintr-un măr, dintr-o sămânță, poate să iasă o floare, un copac și ceva minunat mai departe în viața ta. Deci, chiar dacă pare că este o toamnă a sufletului nostru sau o noapte a sufletului, dacă vreți să folosim aceste expresii minunate pe care le folosesc toți, eu cred că este momentul să ieșiți din această energie negativă, pentru că speranța, dragii mei, nu vă va lăsa și nu va muri niciodată în dumneavoastră. Sunteți un om luptător, care a trecut prin o mulțime de bătălii cu toate situațiile din viața noastră. Poate ați avut și o boală foarte grea de care ați scăpat. Poate ați avut oameni de care ați avut grijă, copii. Poate ați trecut prin divorțuri, prin tot felul de procese, de schimbare. V-ați pierdut casa, a trebuit să vă mutați, a trebuit să faceți schimbări în viața dumneavoastră pe care niciodată nu credeați că o să ajungeți să le faceți. Exact ca vorba aceea, niciodată să nu spui niciodată, pentru că tot timpul viața te va contrazice și îți va arăta că da. Drăguții mei, numărul 6 este o energie foarte faină, da? Luați acest măr, această bucățică de viață și de lumină și mergeți mai departe, pentru că speranța nu merită pierdută, da? În momentul în care pierdem speranța, ne pierdem pe noi.
ultima energie, dar nu cea din urmă, dragii mei, de fapt cea din urmă, nu ultima, așa, cu numărul 20, vine aici această zână drăguțică care are o sabie, care spune că este timpul să fii curajos, să-ți înfrunți demonii, să înfrunți persoanele care ți-au făcut rău, să nu-ți mai fie teamă să spui adevărul, să o iei pe drumul tău și, în final, să nu-ți fie teamă, în primul rând, dragii mei, să înfrunți tot ceea ce urmează să vină. Pentru că dacă noi ne pregătim, orice ar veni în viața noastră, nu o să ne mai îngenuncheze. Sunt convinsă că este vorba de acel curaj pe care dumneavoastră l-ați căutat mult timp în interiorul dumneavoastră. Asta probabil mult timp să vă gândiți dacă merită sau nu efortul să lăsați ceva dureros din viața noastră, să vă îndepărtați de o persoană pe care ați iubit-o foarte mult sau să lăsați o etapă în urmă care v-a rănit și v-a lăsat foarte multe cuțite în spate. Iată că vine momentul să vă pregătiți de acea bătălie a vieții dumneavoastră din care de data asta trebuie să ieșiți învingători. Și de ce? Pentru că aveți experiență. Pentru că v-ați dat seama că divinitatea, tot ce pune în viața noastră, are clar un scop cu ele. Cu ele, cu ei. Orice persoană întâlnim, bună sau rea, dragii mei, pot fi îngeri, pot fi călăi. Acei care ne fac rău, de fapt, ne sunt maestri. Pentru că odată ce învățăm să ne apărăm de ei, nimic și nimeni nu ne mai poate învinge, da? Deci e o energie foarte frumoasă a curajului pe care dumneavoastră o să-l trăiți imediat în etapa următoare, începând de mâine. Perfect! Bun, drăguții mei, haideți să vedem, vorbim de persoana dumneavoastră, vorbim de sentimente, vorbim de ce ascunde această persoană și de ceea ce trebuie să știți dumneavoastră. Am zis în mod deosebit cuvântul dragoste. Haideți să vedem care este ideea cu persoana asta și cât de multă dragoste mai există. Sau, evident, speranță ca să fie bine între dumneavoastră și acest om. Fie că este vorba de un partener, fie că este vorba din trecut de cineva sau de cineva care vă interesează sau care, într-o formă sau alta, poate v-a rănit sufletul. Haideți să vedem, drăguții mei. O să mișc un pic cărțile, că văd că nu au deloc loc pe aici. O secundă, dragii mei, ca să le punem așa cum trebuie. Ca semne avem fecioară, avem capricor, dragii mei, avem rac, avem berbec, avem pești, avem aici un vărsător, avem din nou leu sau berbec, avem iarăși capricorn, avem taur, avem capricorn, avem scorpion. Bun, drăguții mei, stați că urc un pic mai sus cărțile ca dumneavoastră să le vedeți pe cât posibil, așa, cât de mult se pot vedea ca să se vadă. Oricum, v-am povestit că eu am să vă spun exact toată interpretarea, așa cum am făcut-o de fiecare dată, dragii mei, pentru că poveștile astea sunt atât de frumoase și atât de adevărate care se leagă în ceea ce facem în etalare, încât ați văzut că ne răspund la toate întrebările. Bun, dragii mei, aveți aici parte de cineva care n-a fost cinstit cu absolut tot ceea ce reprezenta persoana dumneavoastră, da? Eu cred că persoana asta s-a iubit foarte mult pe ea, a fost cineva egoist sau cineva care deja din start sau după o anumită perioadă v-a mai împărțit viața cu altcineva. Adică v-ați trezit cu un rival, v-ați trezit cu o persoană care a intervenit între amândoi, v-ați trezit cu acel zid care într-o formă sau alta, printr-o persoană sau printr-un eveniment, s-a rupt între amândoi. Pentru că era o persoană care, deși făcea ce făcea pe la spatele tău, probabil că el era care dădea primul cu piatra, el era cel care îți reproșa că tu nu faci lucrurile corect, în general vrea să aibă mereu dreptate. Îl văd aici cu gândul, dragii mei, la niște câștiguri, pentru că mai mult văd că i-a păsat de bani, deoarece avem aici cartea aceasta a contractelor și a banilor, decât de iubirea cu tine. Da? Poate că aici persoana asta a fost un pic egoistă, așa cum am spus, a fost interesată material sau pentru anumite situații din viața sa, orice câștiguri, orice parte materială, orice i s-a oferit, te-a lăsat pe tine pe locul 2. Se pare că nu i-a păsat de câte eforturi ai făcut, părea că îi se cuvine absolut totul și, dragii mei, simt că omul ăsta n-a avut sentimente profunde de la început pentru tine, da? Pentru că, deși s-a simțit fericit și împlinit, este clar că mai era cu cineva sau mai implica pe cineva între voi amândoi, ținea cont de părerile unor oameni sau a fost aici o relație de suflete pereche în care această persoană doar a venit ca să fie o pedeapsă. Deci a venit ca să-ți arate niște lucruri ce nu trebuie să mai suporți, ce nu trebuie să mai faci din prea multă bunătate, evident, și suflet. Da? Pentru că tu ai fost aici un înger și ți-ai pus pe tavă absolut toate lucrurile, inclusiv sufletul și inima în fața acestei persoane. Ce s-a întâmplat este că, deși ți-ai deschis sufletul și această persoană poate părea inabordabilă la început, în final, sub masca aceea de duritate sau sub masca că, vezi, Doamne, nu i-a păsat de tine, acest om, să știți că, de fapt, începe să simtă. Începe să simtă pentru că, deși a plecat aici și a blocat relația cu tine,
Vă văd pe foarte mulți aici în trio și tema acestei dureri din sufletul tău e că există altcineva. Poate că omul ăsta s-a dus la copii, s-a dus la familie sau s-a dus la o altă persoană doar ca să-ți arate ție că e mai bine acolo din foarte mult orgoliu și foarte multă, să spunem, mândrie personală care nu l-a ajutat niciodată la nimic, da? Uneori l-a costat, văd aici, să spună ceea ce simțea pentru tine, dar credeți-mă, dragii mei, că poate, deși la început părea că nu este implicat sau că nu are de gând să facă nimic pentru tine, în final și-a dat seama că ceva simțea, da? Pentru că, deși au fost aici copii, interese de bani sau materiale, eu cred că persoana asta are uneori și mai ales acum în ultimul timp senzația că e dor de tine, că vrea să fie cu tine, că îi pare rău de ceea ce a făcut sau într-o formă sau alta se gândește cu melancolie la voi doi. Ceea ce se întâmplă este că a fost obișnuit prea mult timp, dragii mei, să trăiască în două energii diferite, iar tu n-ai mai acceptat să mai poți să fii pe locul doi, pentru că ai încercat să scoți omul ăsta de acolo, să-i arăți că se poate face un viitor împreună, că ești dispus sau dispusă să-i dai și să-i oferi tot. Doar că, vedeți dumneavoastră, exact cum am spus în alte etalări, scoți un câine dintr-o casă, îl duci în palat, îl hrănești, îl omenești și când scapă din palat, tot în casă unde a trăit atâția ani se întoarce, da? Din păcate, cam asta a fost situația cu persoana de lângă noastră, pentru că deși nu era fericită dincolo sau nu avea niciun fel de avantaj, a preferat acea zonă de confort, a preferat acele energii în care trăise o viață, pentru că nu știa să trăiască diferit, da? Eu văd aici că, deși v-ați făcut unul pe altul fericiți o perioadă, a existat multă pasiune, a existat foarte multă dragoste, totuși persoana asta a continuat să facă același lucru pe care îl făcuse și în alte relații. V-a iluzionat, v-a dezamăgit și în final n-a ieșit nimic bun. Probabil că tu ești foarte sentimental, ești foarte romantic sau ți-ai dorit în viața asta o poveste cam povești. Dar iertați-mă că este un pleonasm aproape, da? Dar eu simt aici că această situație tu ți-ai imaginat-o total diferit de ceea ce omul ăsta ți-a adus de fapt în realitate. Pentru tine a fost dragoste, a fost sinceritate, a fost plăcere și a fost acel vis pe care ți-l imaginai și acea energie pe care ți-o doreai cu această persoană. De ce spun asta, dragii mei? Pentru că tu ai simțit că vrei persoana asta pe viață, vrei o familie fericită, ai lăsat de la tine, ai renunțat la multe lucruri, ai renunțat la multe persoane, poate ai renunțat la un serviciu sau undeva să pleci doar ca această persoană să fie bine, să se simtă în siguranță cu tine. Și totuși, omul acesta n-a apreciat nimic. E clar că ce se întâmplă astăzi e că egoismul acestei persoane, dragii mei, după cum văd, îl face să se simtă singur în doi. Chiar dacă este cu altcineva care nu ești tu, mai ales și care sunteți în trio, văd că persoana aceasta nu este fericită, da? Și nu e fericită pentru că, neavând un singur partener, neavând un singur loc în care să-și lase inima, nu are cum să-i fie bine, da? Primește fix ceea ce a oferit și îi se întorc într-o formă sau alta toate actele sale de trădare și toate faptele rele care ți le-a făcut ție contra sa. Se simte prost, probabil pentru că, da, s-a purtat cum s-a purtat și probabil că atunci când nimeni nu-i deschidea brațele sau nu i-a dat niciun fel de soluții în viața asta, tu ai fost singura persoană care îl căuta, îl ajuta și l-a susținut. Da? Ai fost ca acea salvare din viața sa și acel soare care de fapt nu l-a meritat niciodată. Poate unii v-ați cunoscut aici și la servici, relația asta însă a luat, văd, o întorsătură negativă, pentru că ceea ce în prima fază părea o minune, ți arată ție astăzi că nu merită efortul să mai stai acolo. Sau pentru foarte mulți aici ați dat deja spatele acestei relații sau această persoană a plecat pentru că așa și-a dorit și într-o formă sau alta, dragii mei, divinitatea v-a făcut un serviciu, da? Pentru că tot ceea ce a făcut altora, acei ani pe care i-a furat din viața celor din jur, acele minciuni, acele trădări, îi se întorc cu vârf și îndesada. E ca cineva care regretă, dragii mei, este obsedat de ceea ce a făcut și care plânge într-o formă sau alta. Pentru că își dă seama în final de vorba aceea că ce ție nu-ți place, altuia nu face, da? Deci cred că această persoană a dat spatele unei energii extraordinare, în schimb tu ai scăpat de acele atașamente emoționale care au fost foarte puternice, dragii mei, pentru că ai luptat din răz puteri să-i demonstrezi acestei persoane, femeie sau bărbat, domn, doamne, care mă ascultați, că îl iubeai cu adevărat, că nu vrei să închizi un capitol, că nu îți este bine fără el și că pentru tine reprezintă stâlpul vieții tale. Probabil că acest om, până nu a dat de aceste necazuri, până nu a văzut ce se întâmplă, pentru că are acum de dat o luptă cu viața sa proprie, da? Este foarte confuz. Văd aici că încă are toxicități, poate, nu știu, s-a băgat în băutură, joacă bănuții la păcănele, pierde banii în, eu știu, în alte lucruri, nu este coerent, a pierdut serviciu, nu știe să se implice cu cei din jur, poate că chiar relația de familie din viața sa este foarte amară astăzi, da? Nu să luați exact ce se potrivește fiecăruia, că nu-i musai ca tot să aibă toate aceste probleme, dar este o toxicitate extraordinar de mare în viața sa. E clar că tu ai visat la acest om cu ochii deschiși,
Cu siguranță a fost o relație din alte vieți, dar, dragii mei, aici văd că destinul v-a dat ocazia să intuiți cine este omul ăsta și să puteți să scăpați la timp sau să plecați din această, să spunem, relație la momentul potrivit. Pentru că ați sabotat toată viața noastră doar de dragul acestei persoane, așa cum am spus. Iar acest om parcă i-a pierit acum curajul nebunesc de a mai veni să-ți mai spună cu cruzime, cu egoism, lucrurile false pe care ți le spunea înainte și simte că l-ai blocat, că n-ai să comunici cu el prea mult, că ai să le viți atâta timp cât persoana asta nu va face nimic bun pentru amândoi. Pentru că atunci când tu explicai cum trebuie să fie viața, cum trebuie să fie lucrurile, cum îți imaginai o viață frumoasă de familie, de pereche, omul ăsta zicea da, 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 dar făcea ca el, da? Intra pe oreche și apă alta. Văd pentru foarte mulți că au fost foarte multe situații în care pleca și venea, deci nu era o persoană pe care tu să te bazezi, o persoană care, într-o formă sau alta, azi zicea una, mâine zicea alta și nu știai cu adevărat ce are în suflet sau dacă cu adevărat te-a iubit vreodată. Cred că mulți aici ați rămas cu acea întrebare, oare m-a iubit cu adevărat vreodată sau a fost doar teatru, interes și bagiocoră, da? Pentru că simt aici, dragii mei, că dumneavoastră v-ați ridicat, v-ați vindecat. În acest moment sunteți niște persoane care nu mai accepta jumătăți de măsură. Niște persoane care nu mai aveți încredere în nimic, da? V-ați dat singur niște explicații, ați văzut care este sistemul în care persoana asta vrea să vină în viața ta și realizează sincer că a pierdut tot. Pentru că tu ești acum cel care ți-ai făcut liniște, ți-ai făcut, să spunem, cu bucurie o viață înainte și vrei un viitor diferit, dragii mei. De ce? Pentru că tot ceea ce ai trăit cu acest om nu a fost atât de pozitiv pe cât părea. Ceea ce pot să spun este că va veni o perioadă în care, dragii mei, poate veți avea ocazia să mai vorbiți, pentru că există aici o comunicare, dar există o comunicare, ceva care poate persoana asta, într-o formă sau alta, o să vină să-ți spună. Vrea să-ți arate că poate vrea să plece, să lase toate acele vicii și acele probleme din viața sa. Dar ideea este că chiar dacă va încerca cu niște eforturi supranaturale să o facă, încă are de lăsat lucruri în urmă. Și spun asta, dragii mei, pentru că văd aici că dumneavoastră nu o să acceptați niciun fel de compromis. Dacă omul ăsta nu vine cu tot, nu vine definitiv și nu vă face fericiți așa cum ați așteptat de la începutul începutului, nu îl veți mai primi în viața dumneavoastră. Văd aici clar că cineva va da spatele tuturor acestor situații toxice, cineva și-a învățat lecția și aceea sunteți dumneavoastră. Cineva nu o să mai creadă în vorbe fără fapte și întotdeauna v-am spus, dragii mei, e un sfat în primul rând din viața mea, nu din cărți și nu din altă parte, am început să mă uit la faptele oamenilor, nu la vorbele lor. Pentru că pe gură e atât de ușor să spui, te iubesc, te ador, țin la tine, vreau să te ajut, facem aia, facem cealaltă. Și a doua zi, de fapt, nu vezi nimic, rămân doar vorbe. Deci uitați-vă la fapte, nu la vorbe, dragii mei, ca dumneavoastră să nu greșiți în nimic. Deoarece cel care vrea, face. Și cel care nu vrea să facă, la fel, se vede din avion, face orice altceva și îți dai seama după fapte că, de fapt, n-are nicio intenție cu tine. Da? Deci nu mai acceptați lucruri pe care noastră să nu le aveți clare, să vă facă să suferiți, să fiți cu acea îndoială, aulă și dacă se repetă, dacă mai pleacă acolo, dacă încă n-a terminat cu respectiva sau respectivul, dacă și de data asta mă abandonează. Este foarte bine să vă luați toate măsurile, pentru că, drăguții mei, în etalarea de astăzi, în mod deosebit, ies la lumină niște lucruri pe care dumneavoastră nu să le mai faceți la fel. Și mă bucur enorm pentru că ați învățat într-adevăr această lecție dureroasă, această situație cu această persoană și vă puneți mulți întrebarea, da, merg înainte, dar merg înainte numai când persoana aceasta îmi dovedește cu adevărat că eu sunt numărul 1. Deci, foarte important, pentru că este o etalare tare frumoasă și cred aici, dragii mei, că cei care vor spune da sau nu în final, veți fi de fapt dumneavoastră și veți lua în final în mâini situația din viață, fără să-i mai lăsați pe alții să vă conducă, cum se spune, trăsura cu cai, da? Mergeți dumneavoastră pe drumul dumneavoastră, iar dacă omul ăsta vă iubește, să se alăture. Dacă nu, mai bine să vă lase liniștiți. Drăguții mei, aceasta a fost etalarea. Sigur, asta așa au apărut cărțile. Eu vi le-am comentat exact cum sunt. Energiile, bine că se schimbă de fiecare dată, pentru că, drăguții mei, odată ce se schimbă energiile, putem vedea toate aceste situații diferite. Haideți să vedem ce litere ne iese astăzi, dragii mei. Am luat un pic mai multe, dar să sperăm că nu se repetă foarte mult, așa cum am făcut de fiecare dată. Avem litera W, avem litera V, avem litera K, litera T, litera N, litera L, litera A, litera H, litera B, litera M, litera R, dragii mei, pentru cei care aveți cu R, litera G,
litera U și litera Q, pentru că restul se repetă. Deci este perfect, drăguților, au ieșit chiar foarte multe. Sper să corespundă cu cei la care v-ați gândit și dacă nu e o problemă, data viitoare vor ieși mai multe. Asta este ceva extra care facem de fiecare dată. Nu e o problemă, v-am zis, nu e un capăt de lume. Așa că, iubiții mei, dacă v-a plăcut, vă aștept cu comentarii, sugestii, like-uri. Abonați-vă, este gratis, îmi faceți un mare servici. Și vă mulțumesc frumos ca de fiecare dată, din sufletul meu, că ați fost lângă mine. Și sper că v-am dat mai departe răspunsuri. Ne vedem data viitoare cu următorul video, ca să vedem încotro merg lucrurile în viața dumneavoastră. Vă pup mult de tot! Pa, pa!